proprietar Mar Gheorghe de Remetea Chiorului, cel mai șmecher mâlc din România. Un an jumate. Un an jumate. Șmecher, da? Deci unicat în România, produs românesc. Arată, arată bine. Arată bine sau nu? L-am cumpărat în 9 iulie, în 9 aprilie acum. De la Sebi. De la Sebi. Știe, nu. Ăsta e proprietarul lui, el e băiatul meu, Bogdan. Auzi, prieten, ce faci? Nepot, hai Luca. Ia nepotul nostru. El e șeful. Ia uite ce părere și-o la Bogdan. Place? E, șmecherul. Se face gospodarul, așa. Suntem din tată în fiu. Da, dar eu mă cunosc cu... Da, foarte bine. Păroșul nu l-am adus încă. Auzi, zi-le aia că l-am pic să-mi bădă de două ori. Luca, dă-i ața și Bogdan. Asta cu asta, nu fac. Ok, mă, nou, mă, cu asta nou, mă. Asta nu-mi bădă un pic aici. Cine vrea o mână de calitate întâlnirea la domnul Marc, să negocieze. 10.000 de euro. Ultimul preț. 7.000 de euro. Pot să-l dau un tot moment. Din Timișoara, la Nara, la Tesura, dar nu-l dau. E unicat în România. E 3 săptămâni. Nu, de unde? Da la aici! Bogdan, da partea asta! Nu-l băga în glume! Da la așa un pic! Îl pui la tracțiune, nu? Hai, bă, să ai parte el! Hai,